Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei, aici la Capital TV. Sunt Adrian Simean, mă bucur pentru faptul că suntem din nou împreună. Haideți să vedem ce știri, ce mai scriu ziarele online astăzi. Avem un articol la știrpe.surse.ro care spune așa: un studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea din București arată că virusul SARS-CoV-2 poate rămâne pe pâinea neambalată chiar și 3 ore. În aceste condiții, ANPC vrea să reglementeze vânzarea la rafturi și să nu mai permită autoservirea la produsele de panificație dacă acestea nu sunt ambalate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dezbătut încă de miercuri acest subiect cu secretar de stat din Ministerul Agriculturii, dar și cu reprezentanți din industria pâinii, a patronatelor și a morăritului și au ajuns la concluzia că hipermarketurile pot să vândă pâinea neambalată cu o condiție. Pot face acest lucru doar magazinele care au o persoană desemnată pentru a ajuta pe clienți să ia produsul, să-l ambaleze și să-l pună în coșul de cumpărături. În prezent, proiectul propus de Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor se află în dezbatere. Mă mănâncă nasul, cred că iau bătaie astăzi, dar nu știu de la cine. Așa se spune în popor, nu? Așa se spune? Aha. Aș vrea să văd și pe asta. Un alt articol. Gigi Becali a declarat că vrea să aducă favipiravirul din India sau arbidorul din Rusia pentru a-i vindeca pe oameni de coronavirus. Vreau să aduc niște medicamente pentru că virusul ăsta este un fleac, zice Becali. Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Să ne spune ministrul sănătății. Dacă ai simptome, te duci să iei medicamentele astea. Eu vreau să aduc medicamente din India, favipiravirul, sau din Rusia, arbidolul. Eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din România fără adaos ca să putem salva oamenii. Ei știu doar de paracetamol. Băi, nu trece cu paracetamol. Mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani. Majoritatea oamenilor de lângă mine au avut virusul, le-am dat medicamente, am făcut azi o scrisoare de intenție pentru vaccinul din Rusia, 50 de țări au făcut, am făcut și eu. Omul, dacă are simptome, să se ducă la farmacie să ia medicamentul. Oamenii stau în casă pentru că nu știu ce să ia, a declarat Gigi Becali. Foarte interesantă declarația lui. În altă ordine de idei, mai avem un articol care zice cam așa: președintele chinez a transmis armatei să-și concentreze toată priceperea și energia pentru a se pregăti de război. Declarație făcută marți cu ocazia unei vizite la o bază militară din provincia Guangdong, potrivit agenției de stat Xinhua, citată de CNN. În timpul inspecției din orașul Chaozhou, la Corpul Marin al Armatei Populare de Eliberare, președintele chinez le-a spus militarilor să rămână în stare de alertă ridicată și le-a cerut să fie absolut loiali, onești și de încredere. Scopul principal al vizitei sale la această bază militară a fost să susțină un discurs pentru marcarea 40 de ani de la instituirea zonei speciale economice în 1980, un proiect care a atras capital străin și care a jucat un rol important în dezvoltarea Chinei până la a deveni a doua putere economică a lumii. În replică, Beijingul a intensificat exercițiile militare în jurul Taiwanului. Aproximativ 40 de aeronave de război au survolat la mijlocul lunii septembrie linia care desparte continentul de Taiwan, mișcări pe care președintele Tsai Ing-wen le-a catalogat drept amenințare cu forța. Un alt oficial american, secretarul de stat pentru apărare Mark Esper, a declarat că nu este la nivelul Statelor Unite China în ceea ce privește forța navală, adăugând că Beijingul este o influență rea. Mă, sper că nu-i mănâncă pe ăștia pe undeva și să ne trezim cu vreo bucurie pe lângă COVID-19-le ăsta. Doamne ferește! Hai să vedem ce mai avem pe aici.
Avem așa. Fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu află astăzi dacă merge la pușcărie pentru corupție. Bogdan Olteanu a fost condamnat la 7 ani de închisoare în primă instanță. Tot astăzi, așa cum am mai spus, el află și dacă merge la închisoare. Este un articol pe care îl găsiți pe realitatea.net. A fost trimis în judecată de DNA în octombrie 2016. Faptele ar fi fost comise în intervalul iulie-noiembrie 2008, perioada în care acesta deținea funcția de președinte al Camerei Deputaților. La data de 18 septembrie 2008, Liviu Mihai a fost numit în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Și mergem mai departe să vedem ce articole mai găsim. Uite, hai să vorbim și despre președintele Iohannis. Un articol preluat de pe Ager Press. Președintele Klaus Iohannis va participa astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discuție a reuniunii se află subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, precum și combaterea schimbărilor climatice. Totodată, liderii europeni vor aborda și teme cu privire la relațiile externe ale Uniunii Europene, informează administrația prezidențială. Potrivit sursei citate în ceea ce privește pandemia de COVID-19, discuțiile se vor concentra pe aspecte precum stadiul actual al răspândirii virusului, măsurile de limitare a răspândirii acestuia, impactul economico-social al pandemiei și necesitatea redresării economice, precum și dezvoltarea de vaccinuri împotriva COVID-19. Ia să vedem. Cronicahunedoreana.ro are un articol. PSD nu va pune niciun banner în Petroșani, județul Hunedoara. Ce scrie aici? Zice și video. PSD nu va pune niciun banner în Petroșani, a declarat senatorul Răzmeriță. Primariul Tiberiu Iacob Riții, spune Răzmeriță, a furat cele 6 bannere pe care PSD le amplasase. Probabil că vrea să spună că le-a furat dându-le jos. Îl lăsăm pe domnul Riții să își pună moaca pe bannere, a mai spus Răzmeriță. Domnul primar Riții abuzează de anumite termene pe care le are în calitate de primar. Pentru mai multe informații, clip pe video, ia să dăm un click să vedem ce zice aici. Nu știu dacă avem și sunet. Avem? Sunet. Dar nu s-aude bine. Al Partidului Democrat Liberal, probabil acolo i-a învățat pe toți să fie primarul Benner. Altceva din nu prea știe să facă prea mult. Eu am spus-o de 13 ani de zile, foarte puține lucruri s-au întâmplat. Ce mă miră pe mine este faptul că el abuzează continuu de absolut tot. Doar cei care sunt lângă el sunt bine tratați. În rest, peste 80% din populația petrușană este neglijată și a ajuns să rulească. Da. Deci eu, pentru mai multe detalii, cronicahunedoreana.ro. Foarte pornit senatorul Răzmeriță pe primarul Petroșanului, domnul Tiberiu Iacob Riții. Tot din cronica hunedoreana.ro aflăm că turista dată dispărută în masivul retezat a fost găsită decedată după 3 zile de căutări la care au participat echipe de jandarmi montani și salvamontiști. Turista dispărută a fost găsită pe malul lacului Slăvei în cursul zilei de miercuri 14 octombrie 2020. Bun, mergem mai departe, hai să vedem. Aflăm că secția de neurologie din Spitalul Municipal Hunedoara a fost închisă, un articol a apărut în Mesagerul Hunedorean. După ce 13 cadre medicale de aici au fost infectate cu COVID. Se știe că unitatea medicală din municipiul Hunedoara a fost de la începutul pandemiei cea mai supusă unitate presiunilor medicale. Managerul spitalului, Radu Budaie, a declarat pentru Mesagerul Hunedorean că secția este închisă până joi pentru dezinfecție terminală, adică până astăzi,
Toți bolnavii de la această secție au fost testați și toți au ieșit negativ. Care a putut fi externat a plecat acasă, iar ceilalți au fost mutați la recuperare neurologică. Joi vom redeschide secția de neurologie, a mai spus Radu Budaie. Și în primăria Deva și la serviciile subordonate acesteia sunt mai mulți salariați care au fost depistați pozitiv la noul virus. La Direcția de Asistență Socială de lângă Piața Centrală din Deva s-a pus lacătul pentru o perioadă de 2 săptămâni, asta tot din cauza îmbolnăvirilor cu COVID. În aceste condiții, devenii care vor să obțină informații de aici o pot face doar prin mail sau prin telefon. Era o chestie interesantă. Ieri eu nu am reușit să o văd, să vedem dacă reușesc să o găsesc. Dacă nu, voi merge la articol, dar ăsta mi s-a părut chiar interesant. 2 secunde, să vedem dacă reușim să-l găsim. Chiar sunt curios. Nu reușesc să-l găsesc în timp util. Era o știre cu fostul primar din Peștișu, cum e, mare sau mic primăria? Din Peștiș, de undeva din Peștiș, fostul primar ar fi intrat în primărie și ar fi sustras niște documente. Mare scandal în mica, eu știu, administrație publică locală de lângă municipiul Hunedoara. Să vedem ce avem pe hunedoaralibere.ro. Un medic care profesa la un spital din Timișoara s-a sinucis miercuri seara cu o armă pe care o deținea legal. Surse din cadrul poliției Timiș au declarat că bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost găsit decedat, împușcat în cap, în locuința sa din zona Pieței 700 din Timișoara. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și condițiile în care s-a produs tragedia. Ce zice Tăricianu despre interzicerea pelerinajului în Sfânta Cuvioasă Parascheva? O gravă încălcare a libertății religioase a românilor. Tăricianu consideră că interzicerea pelerinajului de la Iași reprezintă, așa cum am mai spus, o gravă încălcare a libertății religioase. Astăzi ar fi trebuit să fie pelerinajul de la Iași cu ocazia Sfintei Cuvioase Parascheva. Guvernul Orban a hotărât că anul acesta pelerinajul nu se ține, dar s-a ținut și am văzut și ce a ieșit. Bun, închidem în acest moment asta cu Hunedoara Liberă. Hai să vedem dacă mai luăm un ziar, să vedem ce zice Servusul, dacă are vreun articol pe care am putea să îl citim fiind mai de interes. Amenzi de 1.000 de lei aplicate de polițiști la Târgu de la Pui. Mai departe. Un parteneriat între 6 comune, între care și Hărău, și un oraș pentru introducerea rețelei de gaze naturale. Iuliu Winkler declară că grupul PPE pregătește un document de poziție referitor la relația Uniunea Europeană-China. Un hunedorean tâlhărit în timp ce vorbea la telefon. Da? Și cam asta este. Nu s-au întâmplat mari lucruri în țară între timp. Nu știu cât timp mai avem. Să vedem ce mai avem pe aici. Uite, ne întoarcem la știri pe surse și aflăm că jurnalistul Cristian Tudor Popescu analizează alegerile locale din România și primarii cu probleme legale sau morale care au fost realeși de cetățeni. Cristian Tudor Popescu arată că oamenilor nu le pasă de problemele morale ale candidaților, fiind mai interesați de ceea ce poate oferi primarul sau ce a promis acesta că va face. De exemplu, primarul din Davidescu din Șotrile, județul Prahova,
făcea sex cu o minoră de 13 ani. Când adolescenta a refuzat să mai continue, a șantajat-o cu niște fotografii. A fost condamnat la un an și 6 luni cu suspendare. Dar Șotrilenii l-au reales primar cu 41% din voturi. Primarul Ogăgău din St. George, băi, a refuzat să-i se aplice alcool testul, fiind oprit în trafic de poliția din orașul său, a primit un an cu suspendare. Pentru faptul că și-a brutalizat și umilit fiica în vârstă de 14 ani, n-a primit încă nimic, dar St. George-zenii i-au dat încă un mandat pe 27 septembrie. Primarul comunei Brebu, județul Prahova, ungureanu pe nume, e o veche cunoștință a subsemnatului, a scris despre cum voia să plece împreună cu camarila sa de consilier în Las Vegas și în Miami, în schimb de experiență pe banii brebenilor. A anulat deplasarea, declarându-se scârbit de gândirea comunistă a unor oameni. Ungureanu a fost reales în triumf. Este la iveală o înregistrare din campania electorală în care le zice brebuților, nu pot să citesc ce scrie aici, dar mă rog, e destul de... Mai zice Cristian Tudor Popescu că nu e de mirare că așa numitul Piedone, condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru contribuția sa la crimă armată din colectiv, e primarul sectorului 5 al capitalei. Are rost să mai amintesc că individul mai avea o condamnare definitivă din 2018 la un an închisoare cu suspendare pentru favorizarea unor persoane prin folosirea funcției sale publice. Cum a fost posibil să fie votate și revotate aceste persoane? Răspunsul e limpede și sumbru, scrie jurnalistul, deoarece pentru cei ce i-au ales, criteriul moral nu contează. Majoritatea nu reacționează decât prin prisma a ceea ce o interesează direct. Mi-a dat, mi-a făcut, o să mai da, o să mai facă. Bun, cam despre asta a fost vorba în revista Presei de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, vă doresc numai bine și rămâneți în continuare cu Capital TV.